Poliziștii de frontieră din Constanța încearcă să pună capăt unei afaceri ilegale de milioane de euro. 19 utilaje agricole de mare tonaj au fost confiscate în urma unei operațiuni complexe de la mai multe societăți din Constanța. Toate erau furate și urmau să fie vândute mai departe. Flaviana Marcu are mai multe informații. Bună seara, Flaviana! Cum operau hoții? Bună seara, metoda nu este una nouă, dar este una extrem de eficientă. Aceste utilaje erau închiriate din mai multe țări ale Uniunii Europene. Erau introduse în țară, iar la scurt timp erau declarate furate. În felul acesta aveau de câștigat și cei care le închiriau, dar și hoții. Apoi indivizii modificau seriile de la motor sau de la uh, șasiu și uh, în felul acesta au reușit să păcălească mai multe persoane din Constanța. Cazul a intrat acum și în atenția procurorilor din Cod, București, care încearcă să afle care este firma care a intermediat aceste tranzacții. Flaviana, îți mulțumim.